Salutare băieți, bine vă regăsesc aici la nou joc pe canal, FIFA Mobile. Aici este un joculeț foarte mișto, vreau să ne și noi peste 12 like-uri. Ultimul episod din ăla cu brigada care am postat eu cu băieții aia care ne jucam cu zombie, am strâns 32 de vizuri și vreau să vă mulțumesc pentru vizurile alea. Sunt foarte fericit și așa, hai să jucăm și ne băgăm și noi aici la un meci. Uitați-vă până la final dacă vreți să vedeți aici expert în jocul acesta. Stați un pic, băieți. Stați un pic. Da. Să încarcă și nouă meciul. Să jucăm și noi. A, aici trebuie să dau un șut. Mamă, trebuie să nimerez tu mai ăla, mă. Păi trebuie să fii prea bun. Am lovit și eu cum am lovit. Adică chiar trebuie să fii bun. Ah, era să lovesc. Gata, oricum am trecut, băieți. Hai, vedem pe continui. Și să vedem, ne băgăm și noi într-un match. Continui, iarăși. Ne dăm aici pe următorul. După aia avem un match de jucat. După aia băgăm și noi un match așa ca băieții de FIFA Mobile. După ce termin toate astea. Și o să mai durează un pic. Ah, ba nu, că nu e așa de greu ăsta. Dacă fac peste jumate, e cel mai bine. Este, bă, peste jumate. Peste jumătate, jumătate. Am reușit, mă! Și mai aveam 8 secunde. Hai, băieța, uite acum așa a venit momentul. Pentru ceva mai special un pic, am. Nu știu cât de lung o să fie, băieța, acest episod, deși nu prea cred că o să fie chiar așa de lung. Haide, să vedem acum așa vine meciul. Deci la cât? La minutul 2 jumătate începe meciul. Poate chiar mai mult. Da, exact ce v-am spus. Chiar mai mult. Chiar la 3 minute, dacă... Download there plays internet connection. Stați un pic, că am internetul. Merge internetul, băieți, cam prost. Îmi pare rău. Hai să vedem. Lăsăm boții să joace, băieți. Fiindcă... Noi de când ne uităm la mea, să vedem ce știu ei să facă. Să vedem ce fac băboții ăștia. Se pare că boții ăștia au dat gol. Hai să joc eu de data asta. Hai să vedem. Eu pasăm la ăsta aici. Ah, o dădusem bine. O dădusem mult prea bine la faza aia. Am dat gol. Hai să vedem, băieți. Frumușel gol. Se pare că scorul este de partea noastră. Șansele lor să ne mai ia sunt foarte micuțe, doar cu offside. Ia uite mă ce m-a desfrăririt nebunul. Hai că să vezi ce se duce asta acum, ia. A, dau scoasă afară mă și tu la ei rămâne mingea. Ce țara e unde o dă-te copilul vieții. Haideți băieți. Du-te, tati, 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 du-te, tati. Bine, tati, bine, tati. Eu am zis să-i dinainte că dau gol, fiindcă cu Haaland ăsta mereu, la jucătorii ăștia sunt sigur mereu că o să dau gol. Că e prea easy. Uitați-vă și voi ce ușor e. Nici nu trebuie să te chinui așa. Oh, ba da.
Mă chinui un pic acolo. Ia, fiți atent să vedeți ce driblez aici. Am avut lag acolo, friend upuri. Aparențe se pare. Bine, tati. Bine, tati, bine. Golul ca în filme. Ah, că bula n-au avut. Uite, mă, și tu, ce driblează nebunii ăștia? Ce s-a anulat? S-a dus prima repriză, băieți. Să nu spui că ne ajunge un meci. Ar fi ceva. Nu, băieți, cred că mai jucăm încă unul. Fix în bombă, dar fix în baranda. Deci fiți atenți, deci fiți atenți. Fix în baranda cu capul. Are capul strâmb. Dacă vreți să mai jucăm, băieți, FIFA Mobile, like-uri, știți ce aveți voi de făcut. Trebuie să-i dau lui Haaland acolo, că n-am nicio șansă altcumva. Uite, mă, ce-o luăm nemâncat, Nu, că nu dau gol. Eram sigur că nu dau gol. Și, mă, rămăsară toți jucătorii mei în spate. Ba, nu, mai țin, sunt trei în față. Și îi dau, ei au decât doi jucători în față. Tot-te băiatul, tot-te băiatul. Bine, mă, bine că ai ieșit afară. Am avut ceva bulan în faza aia. Vedem cui dăm. Hai să-i dăm lui ăsta încoace. Deși s-ar putea să o ia altul, dar eram sigur. Dă-i lor acolo. Dă-i lor acolo, lor acolo, lor acolo. Bă, era un jucător de-al meu acolo, parcă. Unde o dăduce la al meu, nu pot să-mi dau seama. Mă iau și pe asta. Să vedem ce-i fac acum, acum chiar că-i fac. Bine, tati. Bine, tati. Ia ta, tati, ia ta, ta, tati, ia ta, ia ta. Ce-a făcut, mă? Bă, stai, stai un pic, ce-a fost asta? Bă, n-am văzut. De unde dau replay? Oprește. Mă, stai un pic. Nu știu ce s-a întâmplat la faza aia, dar... în orice caz știu cum trebuia să fie gol. Bă, ce lău nebunul, mă. Ia la el. Bă, dar cum a dat-o fix pe colț, mă, fix pe colț. Asta înseamnă știință, tati, asta înseamnă știință. Trebuie să știi, bă, dar... cred că gata. Asta cred că a fost meciul. Bă, nu. Oricum, nu mai ține mult, gata. 6-0, băi, am bătut pe Hamalați, eu ăștia de aru. Uite, săracii, cum să ducă acasă. Hai să ne băgăm repede unul, să vedem dacă mai avem un meci, dacă nu fac eu training-urile astea și revenim după aia cu un meci. Sau să facem împreună, aia mă, să facem training-urile. Deci, nu știu, bă, dar cred că avem meci la următorul. Cred, nu știu. Dacă nu căutăm noi un meci pe vreundeva, găsirem și un jucător, e numai bine. Dați un pic ca să-mi scoși eu toate astea. Noi ce și noi la al treilea ăsta. E perfect, avem fix un meci. Hai băgăm repede meciușorul ăsta, mai repede că să dureze mult. Și o ziceam că fac episod scurt, dar nu este episod scurt ăsta. Este un episod nici lung, dar nici scurt. De la 11 minute în sus. Da, sigur îmi ia 11 minute. Mai ales până să coiesc așa să tragă. Hai repede, intră la minge. Bine, tati, bine, tati. N-am cu cine să pasez. O să încerc să mai țin. Forfecă! Mă, trebuie să știi să joci. Ia uite-l.
Bă, ce foarfecă mișto, mă. Uitați-vă și voi puțin. Uite la el cum a dat. Uitați-vă și voi puțin, uitați-vă puțin. Voi în viața reală dădeați așa ceva? Spuneți-mi și mie, voi dădeați în viața reală așa ceva? Hai, repede. Al meu, înfige de minge. Nu vrea, mă. Ia mă mingea aia mai repede de acolo, am zis. Uite-te, mă, și tu cum o fac căcații în sfârșit lor și nu-i mingea asta. Stai, cam că nu ți-o dau minge, stai cu tu calul. Te mă la nebună și totuși bine că n-a fost din aia greu, cred că asta, dacă mă gândeam și eu puțin o luam. Nu, cu scăpară, bă, ce bară, bă, împuțită, mă. Ia-o, unul de-a lor. Intrați, mai mei, mă, intrați la picioare, mă, intră, mă, pe el. Bă, ăsta chiar că ne driblează rău de tot. Aha, mai încercați voi, băieții mei. Haide, tati, că mă duc. Mă duc, tati, mă duc. Mă duc, tati, mă duc. Mă duc, mă duc. De ce nu mi-a dat pase? Băieți, cred că sunt cel mai prost jucător de FIFA. Nici n-am văzut portarul, credeți-mă. Vedeți-vă și voi ce prost sunt ăștia. A, prima repriză. Este bine, deja avem episod de... Ok. De la 15 minute încolo și ai un episod lunguieț. O mâncai. O mâncai. Să vezi cum pierdem noi acum. E nasul când pasezi la alții. Ba, nu pierdurăm. Avem noroc că ăștia chiar că sunt și proști. Nu țineți de minge, mă. Nu țineți de minge. Bă, ce s-a întâmplat? A fost fault acolo. Faultul meu nu mai e. Stați că nu mai înțeleg ce se mai întâmplă. Ah, bă, da, a fost fault. Bine, mă. Bine, mă, băieți. Ăștia văd că se mențin mai bine, băieți. Să recunosc că jucătorii lor cred că sunt mai buni. Joacă mai bine. Dar degeaba, mă, că cu Haaland ăsta în echipă... Auto. Ce frumoasă a fost asta. Hai să vedem, băi, spii. Spii. Ia. Uite, vedeți, uitați-vă, uite, vedeți, vedeți cum a driblat. Am aici Haaland, ba nu ala Haaland a luat-o. Totuși joacă mai bine decât ceilalți. Uite, mă, cum o ia și portarul, e mai bun, mă. A, o ratai. Sunt prost, sunt prost, sunt prost, sunt prost. Mamă, dă-mi repede, că fac aici episod de 5 ore. Și eu ziceam că am și o treabă. Hai că mai fac treaba dacă e. Fiți atenți, că trag mai de aici. Bă, ce trasă mă jucătorul meu așa de încet? Zici că o mângâie. Ia uite ce bine șutează mie, ia. Ia. De mă lu Haaland. Dacă-i dă lui Haaland, e ea noastră. A nu-i dă. Bine, tati. Bine, tati. Bine, tati. Hai că mai durează puțin meciul. Pe ei, pe mama lor. Du-te. Totuși, pe aia am bătut cu 6-0, băieți. Adică, pe ăstea, adică, pe... Mamă, iarăși am pus fault. Ia, din ăla jigos. Du-te, tati, du-te, Haaland. Du-te, ego. Eu dau gol. Uite-te, mă, la el, uite-te la el. Bine, nu mai dau un gol în viața mea. Oh, my God! Ce? Ce făcu, mă? Intră, mă, după el, mă, ia-l, mă, ia-l. Ce jucător slabeam. Mamă, dă-i cu el pe burtă, pe jos, pe acolo, așa. Merită, dă-i dracu. Ce s-a întâmplat? A, gata. Da, băieți, cam atât a fost acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați și voi acolo așa foarte multe like-uri. Iar noi ne vedem data viitoare. Apropo, i-am bătut cu 3-0. Pa, pa.